Iată un destin creat într-o secundă. Ana. Marc, pare bine. Pare bine. Natural, nimic nu mai e natural. De acum se poate artificial. Fenomenal, năucitor și nenatural. Natural, nimic nu mai e natural. De acum se poate. Într-o secundă decide alte infinite posibilități de desfășurare în secunda următoare. Ce chestie? Bă, cum adică? Sunt 6 ani de căsnicie, nu am avut ocazia să-i spun de povestea asta. Se pare că nu ne vorbim unde ajuns. Da, înțeleg. Nu, că e normal să știi. E cazul acela tipic de lipsă de comunicare în căsnicie. Cu toți avem problema asta. O singură secundă poate crea o viață și poate șterge alte mii în același timp. Sunt viu între stele și zbor printre ele. Pot traversa sute de galaxii, să te găsesc, să-ți pot vorbi. În lumi paralele, departe între stele, noi ne-am mai cunoscut de mult deja. Te-ai venit în lumea mea. Eu aș vrea să rămâi. Marc, rămâi. Marc, ce facem noi aici? Umple un gol. Când tu simți că-ți lipsește ceva, acela-i un gol. Evadăm din al nostru roman plictisitor. E doar scânteia nevinovată dintre un băiat și o fată. Nu arde frige doar, plăcut te atinge doar. Atracția lor nu-i de durată, ea va rămâne îngropată. E un sentiment normal, dement și fenomenal. Vorbim? Ne umplem timpul. Și generații nu ne cuiăim. E viitor în al nostru prezent. Și încercăm să vedem de ce în ce mai bun. Dar de ce crezi în prea sau nu? Simt cum mi se scurge noaptea asta printre degete și nu reușesc să îți spun că îmi place de tine de mor. Cum? Restul a rămas nezis.
tu simți că-ți lipsește ceva, acela-i un gol. Ce se poate subit transforma într-un mic.